o sfidare și un atac la adresa Bisericii Ortodoxe din țara noastră. Așa califică reprezentanții Mitropoliei Basarabiei prevederile deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale, care a interzis oficierea slujbelor în biserici din 25 aprilie până în 11 mai. Reprezentanții Mitropoliei au publicat o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului interimar Aureliu Ciocoi. Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei susțin că în ultimele săptămâni numărul infectărilor a scăzut, iar biserica nu reprezintă cel mai mare focar de îmbolnăvire. Și când a fost implementată această hotărâre, ne duce la gândul că este o decizie strict îndreptată împotriva bisericii. Nu am avut nici o biserică în care să fie focar de infecție. Da, s-au infectat din preoți, într-adevăr, trebuie să fim onești, să recunoaștem lucrul ăsta, dar nu s-au infectat în biserică neapărat. Potrivit secretarului Mitropoliei Basarabiei, Andrei Bucliș, perioada postului mare e cea mai importantă din an din punct de vedere bisericesc, iar renunțarea la anumite ritualuri este imposibilă. E o decizie disproporționată și discriminatorie. Să luăm după experiența de astăzi. Azi dimineață a început să plouă. Condițiile meteo nu erau cele mai favorabile pentru că e și frig afară. Cine răspunde? Cine își asumă răspundere pentru celelalte îmbolnăviri? În scrisoare mai este specificat ca să fie revizuită și decizia referitoare la Paștele Blajinilor. Slujitorii Mitropoliei Basarabiei se arată nedumeriți că în condițiile în care sunt permise slujbele afară cu respectarea distanței de 1,5 metri, de ce în cimitire, care sunt spații deschise, nu ar putea fi permis accesul oamenilor? Am solicitat o reacție și din partea guvernului, dar nimeni nu ne-a răspuns la solicitarea expediată. La începutul săptămânii, premierul Aureliu Ciocoi anunța că în cazul în care preoții vor continua împărtășania cu o singură linguriță, după Paște ne-am putea pomeni cu un nou val de infectări.